mențiunea că ieri am avut ședința cu comisii și toate punctele au fost analizate și supuse spre aprobare. Ordinea de zi. Ordinea de zi a ședinței de astăzi se prezintă în felul următor. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Sechin Bacău în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară, având ca scop general asigurarea condițiilor tehnice pentru alimentare cu gaze naturale a Comunei din nord-est a județului Bacău, inițiator domnul primar Dumitru Cosmin David. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență domnului Catrinei Gheorghe Teofil pentru acoperirea unor cheltuieli de mormântare, tatăl la Catrinei Gheorghe, decedat la data de 23.04.2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și incluziunii sociale, inițial domnul primar Cosmin David. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunii comunale prin atribuire directă crescătorilor de animale, membri ai colectivității locale, în urma depunerii cererilor acestora. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate, autorizație de amplasare și profil de activitate, precum și a orarului de funcționare pentru agenții economici, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care desfășoară activitate comerciale pe raza Comunei Sechin Bacău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sechin județul Bacău, inițiator primar Cosmin. Raport de activitate al domnului viceprimar Mititelu Ion, raport de activitate al domnilor consilieri și diverse. Și s-a mai suplimentat ordinea de zi cu două proiecte de hotărâri privind introducerea în inventarul bunurilor aparținând în domeniul public al Comunei Sechin Bacău, un număr de 20 de stâlpi de iluminat, echipați cu panouri fotovoltaice, amplasați în intravelanul satului Sechin, Comuna Sechin Bacău, și un referat de aprobare privind proiectul de hotărâri asocierea Comunei Sechin cu unități administrativ-teritoriale, Comuna Negri, Roșiori, Zvorul Bergeciului, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Asociația de Gaz Vodișul Moldovenesc. Dacă sunteți de acord, cu ordinea de zi. Mă scuzați, înainte de ordinea de ordinea de zi, fac precizarea că în ședință sunt prezent un consilier, ceea ce înseamnă că se pot adopta toate proiectele de hotărâri pe ordinea de zi. Mă scuzați, trebuie să fac prezența. Da. Dacă sunteți de acord, cu ordinea de zi. Da. Bun. Atunci începem să discutăm proiect de hotărâre privind participarea Comunei Sechin Județul Bacău în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară, având ca scop general asigurarea condițiilor tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei din nord-est, Județul Bacău. Punctul a fost discutat și în ședința de comisie. Dacă aveți ceva de adăugat și dacă sunteți de acord. Supunem la vot? Cine este pentru? Unanimitate de voturi s-a votat. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență a domnului Catrinei Gheorghe Teofil pentru acoperirea unor cheltuieli cu mormântarea tatălui Catrinei Gheorghe, decedat la data de 23.04.2020. Dacă sunteți de acord, supunem la vot. Dar și tu? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și incluziunii sociale Punctul a fost dezbătut și ieri. Dacă aveți astăzi completări? Dacă nu, trecem la... Mă așteptam la eradicarea sărăciei să vină cu... să fie... cred că e o greșeală aici. Pentru că eradicarea vin cu ceva ca să nu mai fi sărăcii. Vin pentru copii, nevoiași, cu tabletă, cu o chestie. Dar aici va fi vorba doar de angajarea unui asistent social. E o greșeală de la minister, nu? Posibil. Da, nu, am citit-o, dar până la urmă, deci v-am zis ele și zice că era vorba de angajarea unui așa, timp de 2 ani va fi suportat de cheltuieli de către stat,
după care va rămâne și va fi plătit bugetul local. Da. Dacă aveți ceva de adăugat, altcineva. Dacă nu, supunem la vot. Cine pentru? Împotrivă, să abțin? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunii comunale prin atribuire directă a crescătorilor de animale, membri ai colectivității locale, în urma depunerii cererilor acestora. Și aici a fost punctul de statut. Ieri, dacă aveți ceva de adăugat. Aici aș vrea eu să încred ceva. La noi, la Chiticeni, au fost oarece probleme. Domnul Vici, mi se pare că, după câte am înțeles, a fost anunțat de persoana care a avut probleme cu... Adică nu era primit cu animalele pe izlaz. Știu că am mai cerut odată în contractul ăsta care, care s-a făcut cu numitul putare, să fim și noi, adică să putem citi și noi cam ce conține contractul respectiv, adică are și niște obligații. Dacă a făcut închirierea asta, de acum el dirijează toată treaba, nu mai depinde de... Adică eu știu că s-a luat în numele la tot satul, la toți oamenii, nu? Așa este, am putut. Legal, dacă o iei, omul o închiriat, nu știu ce, deci să... Da, cam așa se pune problema, deci... Aș vrea să știu, ceilalți oameni au probleme, o să aibă probleme pe viitor legate de problema asta? Adică dacă vreau, te primez, dacă nu, nu. Nu, așa s-o înțeles, nu înțeles domnul Bărină, nu înțeles situația, cred că nu înțeles-o sau nu vreau să o înțeleagă, am discutat cu ei, s-au înțeles, totul este în regulă acum. Sunt obligații și din partea noastră și din partea lor, prevăzut în contract, unde trebuie respectate. Așa e corect, așa ar fi corect. Pentru că la noi deja sunt două familii care au avut probleme cu Bădilă Cristine. Acolo sunt probleme între ei ca și oameni. Nu era problema că încep niște chestii să ceartă, unii își arată mușchi, alții nu înțeleg. Cunoaștem ceata din privinșii. Asta e treabă mai vechi. Dar nu trebuie să aduci problema asta la altă, adică pentru cearta care ai avut-o. S-a rezolvat, i-am chemat pe amândoi. Am discutat cu ei, s-au rezolvat, că acum lucrurile stau în notă. Dacă treaba e bună, da. Mă bucur că am avut să o înțeles. Din săptămâna trecută s-a rezolvat problema. Era vorba despre chiriac, nu? Da. Florin și cu... Ciocodei Florin. Ciocodei, așa, nu chiriac. Ciocodei Florin și cu... Și legat de taxe? Legat de taxă, sunt costurile care am discutat, le-am explicat numărul de efectivul de animale care se împarte, le-am explicat cum să se împartă acolo și cum se facă. În fine, oamenii știu, au niște informații unde spun că deja s-au dat, adică au predat banii lui, câte 70 de lei de cap de vază. Atâta cred că s-a ajuns, la prețul ăsta s-a ajuns, că sunt un număr de animale pe suprafața care trebuie să plătească, împărțit, cred că atâta o dat suma. Dar o să vin și o să vorbesc, să vedem. Adică, eu din ce știu, s-au înțeles toți, au făcut un tabel, au vorbit toți între ei, au stabilit, lucrurile stau bine, din ce știu eu. Adică chiar săptămâna trecută am vorbit și m-am întâlnit cu Cristi și săptămâna asta și am vorbit și o să zic că nu mai sunt probleme. Nici să nu fie. Da. Nu își dorește nimeni în aceste probleme. Nici să nu fie. Cum s-au înțeles până acum și de acum cred că se înțeleg. Că anul trecut o mers, nu a fost nicio problemă. Anul ăsta s-a iscat cu problemă între Florin și domnul Bădil. S-a rezolvat și asta. Bine, domnule. Cineva? Mai vrea să-mi dau ceva? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind combaterea regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate, autorizații de amplasare și profil de activitate, precum și a orarului de funcționare pentru agenții economici, persoane fizice autorizate sau pentru sau persoane dar juridice care se desfășoară activități comerciale pe raza comunei Sepin, județul Bacău. La acest punct, dacă aveți ceva de adăugat, aici m-am întâlnit cu domnul Florin și chiar mi-a pus o întrebare, că eram împreună cu domnul Vice, care zicea că a mers la DSP și m-a vrut să ia de el. Nu cer aceste modificări. Dacă știți ceva, ce criterii vor fi. Cine a mers la DSP? Domnul Florin. Trebuie să ne aducă, pentru că nu era până acum în regulament.
Când se meargă? Nu știu, zicea că o să vină documentația că... O să vină. Ăsta se povește. Deci vorbim... M-a întrebat dacă nu ai intrat ședință. Am înțeles. Da. Dar dacă mai aveți ceva de completat, dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nici n-am luat regulamentul șoferului la DSP. Deci fiecare operator economic, în funcție de domeniul de activitate, trebuie să-și obțină avizele. Nu o să meargă cel care are service auto la DSP, nu o să meargă cel care are frizerii sau, eu știu, comerț cu amănătul, să meargă la BRAR, să-și autorizații sau la mediu. Deci sunt chestii logice, dar fiecare să înțeleagă de asta, am vrut să fie regulamentul destul de clar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Secuiești în județul Bacău pe trimestrul 2020. Aici intervin eu, pentru că am rămas datoare rectificații în cerințatul comisiei. Cum aceea este destinată secțiunii de dezvoltare. Mai exact. Acei 19.000. Da? Da, aici întreba să mergi în cerințatul comisiei. În rectificare și rapport am specificat că nu ați votat până în am abținut deocamdată, pentru că, într-adevăr, aici v-ați zis, 35.000 veneau de la alea, 11.000 de alea, s-au fost conjurat la 20.000 și trebuie să-ți ai 19.000, care nu trebuie, pur și simplu, am lacun acum și nu-mi dau seama ce înseamnă domenii locuinții serviciilor și dezvoltării, ăștia 19.000, pentru ce sunt suplimentați. Doar pentru secția de... De dezvoltare, da. Da. Dacă mai sunt adăugiri, dacă nu, votăm. Sunteți de acord? S-a ținut cineva împotrivă? Următorul proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Secuiești de sub Bacău a unui număr de tururi de stâl de eliminat echipați cu panouri fotovoltaice amplasați în travelarul satului Secuiești, Comuna Secuiești de sub Bacău. Dacă aveți ceva de acord? Nu? Bine? Atunci votăm. Sunteți următor? Împotrivă? Da. Și ultimul proiect, reținerea de aprobare. E posibil să fie o greșeală de redactare la 21 de stâlpi, dar vorbim de proiectul sine că trecem în inventarul domeniului public. O greșeală sigură. Eu 21 de stâlpi, nu 20. Reiterat de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea Comunei Secuiești cu unitățile administrative teritoriale Comuna Negri, Roșiori, Izvorul Beheciu în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Asociația de Gaz, Vădișul Moldove, UNESC. Dacă aveți ceva completări, supunem la vot? Dumneavoastră? Mă va țineți? Nu. Așteptam să supuneți la vârst. Trecem în continuare la raportul de activitate a domnului viceprimar Mititelu Ion. Dacă este de acord să se dea citire sau înălți. Domnilor consilier, domnule primar, doamne secretar general, vă rog să-mi permiteți să dau citire acestui raport pentru a prezenta activitatea mea în funcție de viceprimar al Comunei Secuiești în rolul muncii în echipă alături de colectivul OAT Secuiești și al membrilor Consiliului Local Secuiești. Raportul anual este una din obligațiile legale prevăzute de articolul 51 alineat 4 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, precum și o datorie prin care se aduce la cunoștință cetățenilor activitatea desfășurată de administrația publică locală. În calitatea mea de viceprimar, am fost desemnat să particip în cadrul următoarelor comisii. Comisia de fond funciar, Comisia pentru probleme de apărute la care apar la nivelul Comunei Secuiești, Comisia de analiză de verificare aplicării documentațiilor de urbanism, Comisia de aplicare a beneficiarilor de la ajutorul social, respectiv punerea în aplicare prevederilor din legea 416/2001 privind venitul minim garantat, Comisia de evaluare a pagubilor produse de intemperii și de animale în condițiile legii. Activitatea desfășurată pe parcursul
executării mandatului de viceprimar în 2019 sunt următoarele. Activități de igienizare și a fântânilor aflate pe domeniul public, administrarea și inventariarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei, verificarea lucrărilor de construcții din localitate împreună cu specialistul din cadrul compartimentului de urbanism și prezentat rezultatele acestor evidențe. Activități de control în cadrul comunal, lucrurilor publice pentru buna funcționare a acestora, supraveghează și avizează colectarea gunoiului menajer și selectiv de la consumatorul casnic și non-casnic. Alte activități încredințate prin dispoziția domnului primar. În cadrul Consiliului Local am fost prezent la ședințele ordinare și extraordinare, am susținut proiectele de hotărâre votând în favoarea acestora, fiind vorba de proiecte importante pentru comuna noastră. Colaborarea cu autoritățile județene, precum și alte autorități locale, s-au desfășurat în condiții normale, răspunzând prompt, indiferent de domeniul de activitate și împreună cu conducerea instituției, am întreprins măsuri necesare pentru remedierea aspectelor semnalate. Colegii noștri, pe de acum, dar nu am citit și noi, pentru că și noi trebuie să citim raportul de activitate. A, cine îi sparge gheața la mulțime? Dacă o să sparg gheața. Deci, raport de activitate pe anul 2019. Conform articolul 51 alineatul 4 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, modificările și completările ulterioare, fiecare ales are obligația de a prezenta raportul referitor la activitatea depusă. Am informat primarul și colegii de Consiliul Local unele probleme ridicate de către locuitorii comunei Secheni, în special în satul Berbincen, legat de calea de acces greu accesibilă din strada principală de la drumul paralel cu biserica, dar încă nu s-a rezolvat nimic. Am anunțat autorității locale despre izbucnirea unor incendii pe miriști pentru stingerea lor și am participat la fața locului la câteva dintre ele. Am încercat ecologizarea zonei și am informat autoritățile locale în legătură cu depozitarea la voia întâmplării a gunoiilor pe raza comunei și cu ajutorul acestora s-au ridicat deșeuri rezultate din demolarea unor construcții depozitate pe marginea drumului în satul Vălen, dar mai sunt ridicate în satele Fundeni, Vălen, Berbincen, de asemenea aruncate pe marginea drumurilor. Consider că această problemă a depozitării nelegale a deșeurilor, după bunul plac al fiecăruia, trebuie monitorizat atent de către autorități și sancționate prompt, conform legii, dar acestea lasă de dorit. Am exercitat mandatul de consilier local pe parcursul anului, participând la toate ședințele Consiliului Local, în calitate de președinte al Comisiei pentru Activități Economice, Financiare și de Mediu, am participat la toate ședințele Comisiei, în cadrul cărora am analizat documentele aferente proiectului de hotărâre solicitate pentru a fi înscrise și aprobate. Am votat întotdeauna proiectele pe care le-am considerat valabile și favorabile cetățenilor comunei Secuien, dar am amendat prin vot unele proiecte care au fost documente greșite, cu date de prezentare eronate sau cu sume scrise incorrect sau incomplete, trecute eronat de către contabil oate, atât în proiectul pe ordinea de zi, cât și în referatul acestea. Am cerut explicații și lămuriri legate de aceste greșeli, dar nu am obținut de pe răspunsuri agresive verbal din partea domnului primar, iritat probabil de mențiunile făcute. Domnul Camilor, vorbim nici la faptul dumneavoastră de activitate, nu vorbim ce de sunt întâmplat, nu povestiți ce sunt întâmplat. Asta înseamnă o activitate, că am luat activitatea dumneavoastră, ce ați făcut dumneavoastră, nu că v-ați certat cu primarul, asta nu cred că este o activitate dumneavoastră. Nu, nu, asta așa va fi o introducere. Dar nu lăsați introducerea, dar de activitate exact ce ați făcut, că povești... Și de asemenea am constatat că raportul de activitate pe anul 2019 domnului primar, prezentat în ședințele adorare, a fost copiată pe site-ul primăriei Stefănești din jos și am făcut dovadă cu materialul primit unde nu se modificase denumirea primăriei de unde a fost copiat sau luat. Cam aceasta este pe scurt prezentarea activității mele de consilier local pentru perioada 01.06.2019-31.05.2020, având aceasta fiind afectată parțial și de restricții stării de urgență. Mulțumesc! Deci, într-un an de zile, dumneavoastră ați constatat că raportul meu de activitate scria Ștefănești jos la... Nu, domnul primar. Am stipuit, pentru că raportul a fost mult mai mare, dar având în vedere că fiind ultima ședință alea, am zis să nu mai, să mai las. Raportul dumneavoastră de activitate pe tot anul 2019. Care dumneavoastră ați făcut o sinteză la ședința am de luna sinteză, trecută. Foarte bine ați spus, doar o sinteză. O sinteză la ședința... Deci,
Deci dacă ați fost atent... Eu am fost foarte atent. Lasă-ne dorit activitatea dumneavoastră ca și de consilierul local. Așa dumneavoastră și altora. Nu, mulțumesc frumos. Din doamna președintă? Da. Rotor. Domnul Eugen, să vă citesc eu, domnul. Hai, citesc eu. Da. Eu o scurt, așa, în trei cuvinte. Subsemnat Alea Vaclaia, în anul 2019, am îndeplinit funcția de consilier și aceea de secretar al Comisiei Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Public al Comisiei. Am participat la toate ședințele cu comisii și ordinare. Am studiat proiectele propuse, procesele verbale de la ședința anterioară, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse arizării. Pe tot parcursul anului 2019, prin diverse acțiuni de informare, am adus la cunoștința locuitorilor interesați prevederile hotărârii Consiliului Local, ce au fost adoptate și de care erau interesați în mod direct. Aș menționa câteva. Modernizare drum sătesc strada răzeșilor din satul Sătien, contractul de închiriere a pășunilor, aprobarea taxelor și impozitelor locale, aprobarea executării lucrării de reparații gard între unii grădinița din satul Secuieni și terenul de sport pentru elevii școlii Secuieni. Probleme de care părinții care au copii la grădiniță și școală sunt foarte interesați. În toată această perioadă am acționat cu corectitudine și bună credință, activitatea mea având ca scop apărarea intereselor comunității care m-a ales. Mulțumesc! Da, următor. Brănișteanu Gheorghe, consilier satul Chipiceni, comună Secuieni. Am întreprins mai multe acțiuni de ridicarea unei case mortoare la Chipiceni cu domnul Andon împreună. Ne-am interesat întotdeauna de materiale de construcții care și eu și dânsul le-am cărat cu mașina proprietate personală, cu toate că nu știam ce facem, așa, și am participat la toate ședințele, am votat toate proiectele pe ordinea de zi, am adus anumite probleme la cunoștință primăriei și domnului primar și domnului vice, dintre care unele s-au rezolvat, unele nu. Deocamdată atât. Restul se vede la fața locului. Mulțumesc pentru atenție. Consilier local al comunității la Partidul PNL. Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local și am fost de acord cu proiectele pe ordinea de zi. În această perioadă am acționat cu corectitudine și bună credință activitatea mea de consilier local, având ca unic scop apărarea intereselor comunității care m-au ales. Mulțumesc. Ciprian. Eu mai am un scris, nu-i gata. Opa. N-am avut timp. Să-l fac. Următor. Susținatul Gurul Erdan, din locatarea Secuieni de Tubacău, consilier local la primăria Secuieni, menționez că în decursul anului 2019-2020, în calitate de consilier, am fost prezent la toate ședințele care au fost drept pentru care am fost de acord cu toate proiectele care s-au dezbătut și folosă comunității. Vă mulțumesc! Domnul raport de activitate. Mă numesc Muzacu Daniel din Comuna Secuieni, județul Bacău și sunt consilier la Consiliul Local de Secuieni din partea organizației PSD. În decursul mandatului meu de consilier pe perioada anului 2019, pot să vă aduc la cunoștință că am fost și sunt prezent la toate convocările stabilite de primăria Secuieni. Am dat vot favorabil proiectelor de pe ordinea de zi și împreună cu colegii mei din Consiliu dezbatem problemele comunii noastre cu speranța unor realizări cât de cât benefice pentru locuitorii comuni. Dacă nu l-aveți domnul Antoniu, l-aduceți ședința următoare, domnul consilier, nicio problemă. Să dau și raport. Raport de activitate Luncanu Margareta. Timpul s-a scurs cu mare grabă și am ajuns după 4 ani de mandat la ultima ședință de Consiliul Local. Scriptic, s-o vedea dacă mai cu una prelungirea mandatului în condițiile care îi vom afla.
Acest raport de activitate prezentat azi în ședința Consiliului Local Secuim pentru mine reprezintă o datorie morală față de cetățenii noștri. Ca și consilier local am participat la toate ședințele pe comisii și ordinare, unde permanent am fost preocupată și foarte atentă ca proiectele inițiate și prezentate spre aprobare să fie pe deplin transparente și benefice pentru Comuna Secuim. Am dorit întotdeauna ca prin votul și cuvântul meu să ofer o imagine clară în deciziile mele cu privire la modul cum au fost gestionate toate problemele financiare și administrative ale comunei, unde am avut suspiciuni, fie m-am abținut de la vot sau am fost împotrivă. Ședințele de Consiliu Local au fost uneori mai furtunoase, dar făcându-s de rațiune, s-au depășit momentele mai mult sau mai puțin neplăcute. Din deplasările mele pe teren și din discuțiile purtate cu cetățenii comunei, cele mai multe au fost în ultima perioadă în Comuna Secuim cu privire la drumurile care au suferit cel mai mult în urma lucrărilor de canalizare, lucrări care s-au făcut de mântuială, lăsând în urmă drumuri impracticabile pe care nu se putea circula nici cu piciorul, dar nici cu mașină. Am considerat că proiectul privind canalizare este inutil atât timp cât nu există sursă de apă, dar este investiție totuși care pe parcurs își va căpăta valoare. Mulțumesc colegilor mei consilieri care de-a lungul celor 4 ani împreună ne-am considerat o echipă care, într-un fel sau altul, am avut un interes comun pentru cetățenii comunei care și-au încredințat votul prin noi. Comuna Secuim este formată din oameni gospodari cu multă dorință de a avea în fruntea lor omul potrivit pentru binele lor. Așa, dacă nu mai are ce să citească, este un punct divers. Aveți cineva? Da, eu sunt mai. Da, copiți. Și eu, domnul Romanu. Da, domnul Pălușeanu. Domnul primar, domnul vice, ce facem cu gunoaiele depozitate pe toată zona aia, inclusiv cu cele din demolări? Acum ceva timp v-am sunat și v-am zis de, v-am trimis fotografii cu moluzul ăla din rezultat din demolări. Mulțumesc că ați fost, ați ridicat. Dar, în urma dumneavoastră, au apărut la fel. La loc. Trebuie să mulțumesc mie, domnul viceprimar a fost pe teren, domnul s-a ocupat de problema care ați expus-o mai devreme. Problema este că dacă s-a luat vreo măsură, s-a dat vreo amendă, s-a cerut vreo autorizație de demolare, totuși, în momentul în care vii și îl scoți în drum, vă poate explica, domnul Viciu, nu cred că era nevoie de o autorizație de demolare acolo. Dar depozitarea lui în spațiu public, eu cred că reprezintă o problemă pentru dumneavoastră. Am fost acolo la fața locului, am discutat cu proprietarul, mi-a promis că imediat, chiar atunci venisese cu un utilaj și o luat la... Într-adevăr, nu, o veni cu un atelaj și l-a dus mai încolo. De asta nu e o problemă, măcar nu mai este în drum. Problema este că acum l-a pus pe partea cealaltă. Nu l-a dus mai încolo, știu că mi-ați spus ieri de problema asta. Domnul primar, domnul Viciu, este, dacă vreți, mergeți și vă arăt unde e depozitatul după ăla. Este la 50 de metri mai în față, un pic mai... Un pic mai de proprietatea mai omului. Exact. Da, de proprietatea omului. Are omul dreptul să-și-l pune acolo, că a spus că are un... Da, problema este că acolo terenul de acolo nu este al celui care i-a depozitat gunoiul. Dar nu-i trebuie, poate o fi vorbit cu omul ăla. N-am vorbit cu omul, vă spun clar. Vreți să mă duc să fac o anchetă polițienească? Dacă este pe proprietatea omului, dumneavoastră, dacă îmi dați mie voie să vă aduc o căruță de moluz în curte, vă interesează pe X sau Y? Bă, dar n-aveți nicio certitudine că au vorbit sau este vreo înțelegere. Atâta timp cât este pe proprietate privată, unde eu am fost și mi s-o confirmat că... Acum este altă problemă, că în fiecare zi sunt probleme. Nu credeți că dacă am fost astăzi... Problema este că eu cred că ar fi trebuit sancționat. Ați avut un avertisment pentru ei? Abia, da, avertisment, da. În drum s-a dat ăla de 3 ani. Este am ridicat problema și zis o să avertisment. La Vălene acolo cel puțin nu mai spun cât bolos, deci e imens, gunoi de toate felurile. La Fundeni, partea aia la fel. Acum au apărut și pe marginea drumului tot drumul. Domnul, sunt chestii care totuși, eu n-am nimic, dar în ultima perioadă n-am mai văzut niciun om de la Paști 16, de la primărie, care să vină să, măcar să vadă, să constate chestia aia, în afară de chestia cu Moluzul, care într-adevăr, da, n-am ce să comentez. Chiar să o somești pe teren, să rămân de faptul... Păi bun, dacă să omești pe teren gunoiul ăla de 3 ani de zile care zace acolo... Unde este de 3 ani de zile, domnul Camus? Poți? Am fost cu Buldo acolo și l-am spus. Vorbiți de Berbinceni? Domnul Vici, unde l-ați luat dumneavoastră cu Buldo? De pe drumul de la Berbinceni, unde era acolo lutăria, sau cum se spune.
Nu acolo, domnule. Unde, domnule? Era intrare Bricucin, deci dacă veneați acolo, vă sărea în ochi, chiar în lume. Da. Deci se vede din drum, am ridicat problema, a spus ridicat, nu s-a ridicat, e tot acolo. Și dacă vreți, putem merge împreună să vă arăt că e acolo. Problema este când crește de la săptămână la săptămână, asta este problema. La un moment dat, am înțeles. Asta, nu vă zic nicio răutate. Problema este că încep să devină aproape de cu noi toată zona aia. Și păcat, că e o zonă foarte frumoasă. Și păcat să nu o păstrăm. Atât am făcut. Doamnelor și domnilor consilieri, eu am să mă refer mai puțin la activitățile care le-am practicat până acum. Având în vedere o discuție și o postare pe telefon al doamna Lundanu, am să citesc un paragraf din ceea ce a postat dânsa pe telefon. Alinuindu-se asta, paragraful care îl citesc acum este mai lung, dar eu am stipuit ceea ce mă interesează. Dar o analizăm cu doamna Lundanu, acum ce facem? Da, acum da, doamna Lea. Eu cred că e o problemă între... Alineându-se acestuia, un consilier local din satul Chiziceni, Comuna Secuieni, așa, un străin de orice problemă de administrație publică, care niciodată nu a avut în ședințele Consiliului Local o propunere sau un cuvânt serios și la obiect al săltenilor. Doamna Lundanu, eu prin mandatul meu de consilier și cu domnul Andone am ridicat o casă mortoară și o magazie la Biserica Chiticeni. Am ridicat un veceu care, dacă veneați odată acolo și vă prindea ceva necesități izolății, cădea pe dumneavoastră. Nu l-ați făcut este, nimic. Este de ani de zile de când ați fost și dumneavoastră vice și primar și alte chestii. Nu știu de ce v-ați referit la mine, că eu nu știu ceea ce fac. Eu v-am dat o replică la, ce replică, la subiectul care l-ați... expus în ședința anterioară, care nu avea nicio legătură cu... Nu are legătură. Bine, vă înțeleg că nu are legătură. Aveți o problemă. Dumneavoastră aveți o problemă cu mine și păcat că suntem șurubi și... Nu mă interesează gradul de rugăciune. Aș recomanda, cu toată sinceritatea, să vă faceți eventual un proces de conștiință și pe urmă să vorbiți. Dumneavoastră, întâi dumneavoastră și pe urmă eu. Eu n-am făcut, doamna Lundanu, pe mandatul meu de consilier, nu am făcut serbări și petreceri în curtea școlii la Chiticeni. La Chiticeni, cu băuturi și cu prăjituri, doamnă. Când v-am filmat și v-am spus, v-ați întrebat, ce faci acolo? Zic, te filmez, poate e nevoie vreodată. Ați uitat de filmare. Sau cine știe, nu a fost în campanie electorală, nu a fost nimic, la urmă poate. Erați primar, doamnă. S-a apropiat campania, s-a apropiat alegerile. Așa, plus de asta. Când v-am adus televiziunea de la Bacău pentru drumul de la Chiticeni și a spus în filmul care este și actualmente se poate vedea, până pe data de 15 la Chiticeni va fi asfaltat drumul. Am avut proiect de genul de... Cum n-ați avut proiect? Proiectul era al dumneavoastră din totdeauna. Am eu proiectul și am asfaltat. Dacă nu se va asfalta până pe data de 15, până pe data, până la sfârșitul anului 2009, se va asfalta satul Chiticeni. Domnule primar. Domnule primar. Și domnule vice, aș avea o propunere la dumneavoastră. Vă rog. Faceți un asfalt, doamna Lundanu, să iasă și dânsa pe asfalt până în șoseaua principală, ca să meargă și ea cum merg chiticenii pe asfalt. Liniștea. Dar Lundanu are o problemă, nu neapărat cu dumneavoastră, are o problemă deșnică pe toată lumea. Așa. Am văzut și filmulețul, chiar este postat pe Comuna Secuieni. Este un filmuleț din 2009. Nu. Dumneavoastră erați primar pe acea vreme. Vreau să vă întreb o singur lucru. Mă rog, vă mulțumesc să... Acum, nu, discutăm replică la... De ce să discutați? Noi am venit din bună credință suntem mai diverse. Să facem o ședință liniștită. Da, și mai liniștită. De destul 4 ani ne-a spus un lucru. Doamna Lundanu, suntem la diverse. La diverse, domnul primar, îmi cer scuze până de rău. Trebuie să discutăm despre persoanele noastre. Sau să despre comuna secundă. Domnul Lundanu. Și plus de asta, sincer, domnul Răștea, n-am nimic dumneavoastră, dar nu vă relevant... Domnul Lundanu. Că a fost primar sau că a fost primar și de ce nu vorbesc de acum. Adică, mare, haideți, vă rog frumos ca să... Că ce probleme de acum, nu ce-o fost. Domnul Lundanu, să vă dau un răspuns. Spuneți. Odată ce ai pretenții la cineva să facă ceva, uite în jur și vezi ce ai făcut tu. Bun, dar eu consider că problema asta este o problemă personală. Și atunci trebuie să o rezolvați mai mult. Și atunci să ai...
este replică la ședința de consiliu de data trecută, da? Da, și data trecută, nu, și data trecută nu era legat de tema proiectului de cordea de zi. Dar este replică la ședința de tura trecută, doamna Luncanu a fost indignată de ce s-a discutat în ședința de consiliu. Păi de ce se discută? Despre drumul... Facea parte de la o temă care... Deci noi vorbim de drumul de la Chiticeni, care vorbim despre comunitate, nu vorbim despre noi, da? Care doamna Luncanu în 2009 l-a asfaltat, era asfaltat. Deci în 2009 era asfaltat. Am proiect care este în arhivă și dumneavoastră erați viceprimar. Dacă în 2009 servici, nu eram viceprimar, doamnă. Dacă făceați servici la primărie în timpul dumneavoastră din mandatul dumneavoastră doamna viceprimar, doamna, dar lăsați-mă să te dar sunteți cu tine afară, nu vorbiți aici. Dar nu, dumneavoastră ești din afară. Hai să ascultă, dacă tot ați dat în părere, că acum ați ascultă. Dintre dumneavoastră, cât ați fost viceprimar, în 4 ani n-ați făcut 20 de zile de servici. Vă spun clar, una la mână, al doilea, v-ați ocupat, domnul primar, fi cu suntem la diverse, hai să dăm drumul. V-ați ocupat să dărâmați un chioșc de unde mâncau o bucată de pâine femeie. Era chioșcul dumneavoastră, nu? Era am eu. Era chioșcul dumneavoastră, am plasat ilegal. Nu, era, am fost foarte legal. Și de ce v-ați dărâmat atunci? Ați fost preocupat ca să mă duceți în DNA, în tribunal, în parchetă, nu știu ce, pentru o faptă care... Hai să vă spun acum, ce bănci ați furat dumneavoastră? Primar, ca să dați socoteală până la ultimul. Eu o să dau. Da. Cine merge la DNA, doamna Luncanu, în momentul de față? De 4 ani de zile, cine merge la DNA? Am fost achitată de 4 complete de judecată și dumneavoastră, fiindcă aveți legături dubioase cu avocații, mă deschideți iarăși recurs. Ei, uite că de data asta nu o să vă mai iasă, că am primit hotărâre definitivă și irrevocabilă. Ați pierdut, domnul primar, cum veți pierde și alegerile, cum veți pierde totul. Doamna Luncanu, în primul rând nu v-a judecat cu mine. Sunteți, v-a spus, sunteți... Și sunteți un om lipsit de cel mai elementar bun simț. 4 ani mi-ați chinuit, mi-ați torturat în fiecare ședință, mărturii sunt filmările. N-ați fost parțial, n-ați fost om, ne-ați jignit, eu am făcut un material... Asfaltul de la Chiticeni. Lăsați asfaltul la vă uitați-vă la comportamentul dumneavoastră inuman. Ne-ați jignit, ne-ați umilit, ne-ați făcut proști, ne-ați făcut handicapat. Doamna Luncanu, unde sunt băncile de un miliard? Băncile de un miliard, unde sunt? Nu sunt, au fost, au venit poliții și le-au văzut, da. Dumneavoastră v-ați făcut două apartamente în Bacău, v-ați luat bun de excavator de 4 miliarde, v-ați luat mașină de nu știu câte sute de mii de euro, v-ați cumpărat pământ, 3 tiruri și așa mai departe. Este fix problema mea, doamna Luncanu. Fix problema mea. Ați avut nesimțirea să mă târâți cu copiii mei în DNA. Doamna, nu este problema dumneavoastră. Să vă fie rușine, domnul primar. Este ultima ședință și aș fi vrut să o încheiem într-un mod civilizat și este o sărbătoare astăzi. N-ați avut bunul simț niciodată să vă apropiați de fiecare consilier. Am ridicat până și ne-ați făcut proști și ne-ați făcut în toate felurile. Sunt filmările care poate să dovedească. Ați mințit lumea ca să aveți apă, ca să aveți gaze, ca să aveți pe dragul. Dar nu spuneți dumneavoastră de asfaltul de Chiticeni. Ia spuneți dumneavoastră cum ați făcut. Ați făcut dumneavoastră un drum de 4 miliarde și jumătate. Dar nu care nu se poate merge, domnul primar. Dar nu am spus, spuneți dumneavoastră unde este asfaltul de la Chiticeni. Și asta este proiectul care l-ați aruncat în arhivă. Dumneata l-ai aruncat în arhivă, că-i făcut de Margareta. Și cu proiectul pe 3-2-2. Dumneavoastră nici nu știți ce viceprimar ați avut pe mandatul dumneavoastră. Și îmi spui mie, domnule, dumneata, ai venit la Răcitoasa să faci talent în Comuna Secuie. Comuna Secuie trebuia un om de aici din stat, nu trebuia un la Răcitoasa care s-a săturat de tot felul de afaceri, tot felul de procese și dirigește Comuna Secuie. Dar nu se poate așa ceva, este inadmisibil. Vă rog frumos să filmați un pic. Este corect așa, se facă. Înregistrați-vă, știu dacă nu înregistrați, cum înregistrați în televiziune. Deci, doamna Luncanu, nu știu și pe mandatul de primar când spune că până la sfârșitul anului să fie asfalt. Păi eu să fie, dar jumătatea anului nu mai după 4 ani. Deci în 2009. Și gândiți-vă, suntem în 2020 și doamna Luncanu... Da, mă, bine ce-am făcut acum să fie asfalt. Nu vedeți cât e ilogic că aveți în cap. I s-a terminat mandatul. Păi în 2009 de bea început, în 2008 de bea început mandatul. Și de asta spune, la început de mandat. Ați fost în stare să luați banii, să vi duceți în Italia, că știți exact. Ce-a făcut? Să duceți banii în Italia la copii, după care niște ați fost acasă. Ce prost. Vă explic eu exact cum ați făcut tot... Aveți vreo dovadă de urmă? Da. Știți exact. Știți exact. Din surse sigure. Din casa de la doamna Luncanu, de la copiii ei. Ce-a făcut eu? O să le aduce pe toate, o să le scoate pe toate la vedere, doamna Luncanu. Da? Și noi vorbim de lucruri exact ce s-a întâmplat despre primărie, nu vorbim de lucruri personale. Dumneavoastră sunteți
cel mai mare dușman al comunei Secuieni. Cel mai mare dușman. Eu sunt cel mai mare dușman al comunei Secuieni, pentru că am făcut o clădire la evidența persoanelor. Am făcut o grădiniță nouă. Nu am făcut-o, proiectul meu. Grădinița e pe proiectul meu. La școală e pe proiectul lui Cornel. Drumul e pe proiectul lui Cornel. Asta e pandicuța atâta. Doamna Lucanu, vă întreb de 4 ani de zile. Spuneți și mi-a vă rog frumos, ce proiect aveți dumneavoastră început, finalizat? Aveți vă unul? Trebuia să-l terminăm, să-l vă duceți la finanțare pe el. Am avut mitreinul în doi și am avut asfaltarea comune, am avut apă, canal, stații de furat și așa. Nu vorbim ce proiecte ați inițiat, ce ați făcut dumneavoastră. Eu, am fost două proiecte discutate. Ce vrei să fac în 4 ani? Ați cheltuit banii, doamne. Dar dumneavoastră, ce ați făcut, domnule? Am făcut clădirea la evidența persoanelor. Am făcut grădinița. Nu mai ați văzut ridicat. Dar nu e proiectul dumneavoastră, este proiectul vostru. Ați făcut grădinița care mi-ați făcut nici gar, măcar la ziua asta. A, deci am făcut grădinița, dar nu-i bună că n-are gar. Păi nu, păi nu-i bună că pe proiectul meu e făcut. A, faceți pe proiectul dumneavoastră. Am să-ți canalizarea tot pe proiectul dumneavoastră. Ați copiat de din proiectul meu. Am copiat canalizarea de la dumneavoastră. Și am părțit banii. Nici canalizarea nu este bună. Eliminat cu fotovoltaicii. Nu, ia dumneavoastră. Asta este meu. Locul de joacă, drumul la Chiticeni, care am pus, am făcut rigolni și partea carosabilă. Și nu se mai poate merge pe el, când nu ești mașina, sare. Doamne, eu cel puțin am făcut rigolni și partea carosabilă, nu am mințit lumea cu asfalt, cum i-ați mințit dumneavoastră. Eu nu am mințit, l-am pus la dispoziție și am văzut proiectul, că era eligibil, l-am văzut. Doamna Lucanu, lăsați pe prostii cu eligibilul și nu eligibilul. Domnul primar, încă n-am terminat. Vă rog, scuzați-mă, domnul președinte. Dar nu am manipulat aici. V-am plătit, da? Domnul Brăneșteanu? Da, domnul primar, m-ați plătit cu 0,0 lei. Mulțumesc. Doamna Lungamu nu știe decât să arunce cu noroi. Apel. Așa a fost învățată. Nu știu, asta e experiența ei sau cel domnul, mai rău caz? Domnul Brăneșteanu, dacă, nu știu dacă dumneavoastră ați văzut replica unei doamne chiar stimabile de la satul Fundeni, când spune acolo așa, spune doamnei Lungamu că orice cal ajunge gloabă. I-a spus foarte bine, doamne, aveți 70 de ani. Deci, să nu am 70, că spune mândră de ani. Deci orice cal ajunge gloabă. Eu, dumneata ca mine, n-ai fost. Așa că să-i liniști. Doamne, este replica unui votant de-a dumneitare, cu vârstă cu dumneitare. Deci nu este replica mea. Eu ar trebui să nu mergem atât de departe. Nu, doamne, este scris pe Facebook, am văzut pe comuna Secuieni. Exact asta este replica. Orice cal ajunge gloabă. Domnul Brăneșteanu, azi spuneți că doamna Lucanu o susțineți atât de mult. Domnule, nu, în primul rând este o femeie, femeile nu trebuie să trebuie să nici pe o floare. Plus de asta ar trebui să fim un pic mai politicoși și nu ar trebui să venim cu injurii. Cu cine? Aveți o problemă, în general, cu cine? Nu, explicați odată ce spuneți să fim politicoși și spuneți-mi și cu cine să fim. Problema este următoarea, domnul Brăneșteanu. Eu dacă am o problemă cu domnul primar, mă duc la domnul primar și o rezolv, domnule. Nu trebuie să fie să... Nu vreau ne-o discutăm aici, eu n-am postat. Ieri ați discutat cu domnul Vici despre moluz afară și acum l-ați tăbărită ce în ședință. Era făcut... Păi dacă ne discutați în particular, de ce v-ați discutat și în ședință? Și lăsați-l... Dar cu noi școlari este legat exact de problemele de înțelegere. Domnul să-și termină... Spuneți, domnul Brăneșteanu. Tot să merge pe doamna Lungamu, că spune că mă susțineți cu ceva financiar. Nu am văzut, am mai înainte un pic a spus. Doamna Lucanu... Cum a plătit. Ce ar fi dacă eu, doamna Lucanu, aș face un proces de calomnie și aș da un judecat. Cred că nu este mare lucru și dumneavoastră să recunoașteți câți bani ne-ați dat mie. Și în al doilea rând, domnule primar și domnule vice, în mandatul ăsta de consilier cât am fost, n-am văzut și eu dată din partea dumneavoastră protocolului de la Comuna Secuieni o sticlă de apă pe masă și o cafea pentru consilierii care sunt. Prea mult, domnul. O dată. O dată. Aici nu l-a... Alta. Altă treabă. V-a plătit doamna Lucanu? Nu. Mi-a dat o sugestie, doamna Lucanu. Mi-a dat o sugestie, doamna Lucanu. Altă problemă. De ce n-am ține, dacă mai ținem de aici încolo o ședință, două, trei, până la alegeri, să ținem în sala de clasă la școală? Noi am considerat că e un spațiu mult mai mare aici și așa... Și cum într-o clasă nu se poate ține, domnul Vici? Da, se poate ține, dar o clasă, o sală de clasă nu e mult mai mare decât... V-am lăudat mai înainte că ați făcut și lucruri bune și lucruri rele. Vă rog să veniți acum la Chiticeni și dumneavoastră, domnule primar, dumneavoastră Vici, să intrați până în sală să vedeți cum se circulă. Da, știu, am fost. N-ați fost astăzi. Am 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 fost ast
Ca să fim înțeles. N-am fost aliat cu nimeni, doamna Luncanu, alinându-se, alinându-se sau scris legat, în loc de să au. Atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru mandatul care l-am avut. Nu știu în continuare dacă voi mai fi, dar dacă voi mai fi, vă promit acum, solemn în fața noastră, ca să fiu foarte rigid și foarte... Doamne ajută! Ești dramatică, nu cu doamna Luncanu, vă rog. Pare rău. N-am făcut studii, domnul primar, n-am făcut studii la Botoșani sau la Suceava. Eu am făcut niște studii la București. La centrul de calificare a cadrurilor pe Olteniții numărul 10. Am fost trimis de întreprindere pentru că eram un neștiutor. Și pe timpul lui Ceaușescu se trimiteau oameni care nu erau neștiutori, duceau să facă niște cursuri specialitate. Foarte bun, domnule. Și, doamna Luncanu, vreau să vă aduc condoleanțe. Pentru tăticul. Care tăticul? PSD-ul. Da. Domnul mai avut o întrebare, dacă nu mă supărați. Mai ținem ședințe de Consiliu în continuare? Bineînțeles, cum să nu. Și dacă nu e întrebarea prea îndrăzneață, dacă sunt și plătite. Vom vedea. Dar vă interesează banii, doamne? Da. Bineînțeles că banii, dar doar banii. Uitați că iar ne-ați adus aminti de o propunere care am zis, hai să facem voluntariat toți consilierii și a fost de acord numai doamna Leacu. Corect. De ce n-ați fost de acord atunci? Nu. Și acum vă interesează banii? Da, da, da. Și banii, și banii. Păcat. Da. Bun, cu acest domnul în care nu știți. Înainte de a încheia ședința, vă rog frumos, uitați-vă un pic procesul verbal din ședința anterioară, dacă aveți ceva precizat, dar atunci vă rog frumos să vă rog la vot. Are cineva împotrivă la procesul verbal ca de astăzi? Nu. Asta intru, da? Are cineva împotrivă? Nu. Are împotrivă. Mulțumesc frumos. Dramatica, doamne, foarte frumos ați spus dramatica. Din cauza frigului, da, doamne, cu manual de clasa a 4-a și citeți. Da, eu nu știu, gata. Mai fermați un pic. Vă mulțumim, vă dorim o zi bună. La